Mini-vacanța de 1 iunie și Rusalii a început cu o aglomerație mare la granițe. Românii dornici să-și petreacă zilele libere în afara țării au avut de așteptat destul de mult pentru îndeplinirea formalităților. Mulți s-au îndreptat spre țările vecine, în special spre Bulgaria. Aglomerația a început încă de ieri, după amiază, când se formase deja o coloană de 6 km pe autostrada A1 București-Pitești, la intrarea în capitală și pe centura București, pe DN1 Valea Prahovei. Turiștii aflați astăzi la Vama Giurgiu au avut de așteptat câteva ore pe sensul de ieșire din țară. Suntem în frontiera Giurgiu. Se așteaptă aproape 4 ore ca să ieșim din țară. În Grecia nu putem să suportăm 2 ore, dar în România autoritățile române ne fac să așteptăm 4 ore ca să ieșim din țară.